La nici o săptămână de la cutremurul de duminică dimineață, pământul s-a mișcat din nou. Este vorba de un seism cu o magnitudine de 4,9 grade pe scara Richter, produs marți seară la ora 22:30 de minute și resimțit și la Giurgiu. Cutremurul a avut loc la o distanță de 51 de kilometri de Focșani și 140 de kilometri de capitală, dar nu a produs pagube materiale sau victime. Reprezintă un proces de intensificare a energiei seismice în zona Vrancea, care s-a manifestat prin aceste două șocuri la un interval de timp de câteva zile și care a apărut ca urmare a unei perioade ceva mai liniștite în regimul seismic vrâncean din ultimii ani. Deci, din acest punct de vedere, putem spune că erau cumva de așteptat apariția unor cutremure mai mari, ceva mai mari. Conducerea Institutului Național de Fizică a Pământului spune că nu poate fi vorba de o replică a cutremurului de săptămâna trecută de 5,5 grade, ci chiar de un seism. Deși nu se pot face predicții, specialiștii spun că nu se așteaptă în perioada imediat următoare la alte cutremure de intensitate medie sau mare. Nu putem face o predicție, dar e posibil ca aceste două cutremure să fi fost suficiente pentru moment pentru a descărca o energie acumulată după cum am spus în ultimii ani. Cutremurul de marți seara a fost resimțit în mai multe orașe din sudul și estul țării. Astfel, seismul a fost simțit la Iași, Focșani, Galați, Tulcea, Giurgiu, Pitești, Ploiești, Constanța și în alte orașe cu intensități de 3 până la 4 grade pe scara Mercalli. De asemenea, cutremurul a fost resimțit și în nordul Bulgariei, la Ruse și Turtucaia.